peste 680 de polițiști, dintre care 330 de ordine publică, 120 de la poliția rutieră, 85 de la investigații criminale, 45 de la investigarea fraudelor, sprijiniți de Serviciul de Acțiuni Speciale, au organizat o razie de amploare în județ, fiind efectuate 7 percheziții domiciliare, constatându-se 47 de infracțiuni, dintre care 35 în flagrant. Pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică adevărat și a prevenirii faptelor de natură penală și contravențională, în perioada 12-15 iunie anul curent, peste 680 de polițiști au acționat pe raza județului Mehedinți, fiind efectuate 7 percheziții domiciliare și constatate 47 de infracțiuni, din care 35 în flagrant. Dintre acestea, 16 au fost constatate numai la regimul circulației rutiere pe drumurile publice. Au fost depistate 14 persoane suspecte de comiterea unor infracțiuni, două dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar una a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Pe timpul activităților desfășurate au fost depistate 4 persoane care posedau mandat de executare a pedepsei cu închisoarea și au fost identificate 3 autoturisme care figurau în baza de date ca fiind sustrase de pe teritoriul altor state. Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase au ridicat de asemenea în vederea continuării cercetărilor 3 arme de foc. Polițiștii au controlat 161 de societăți comerciale, 40 de localuri publice și 21 de producători individuali. Au legitimat peste 1300 de persoane și au verificat aproximativ 900 de autovehicule. Valoarea sancțiunilor a fost de aproape 300.000 de lei. În urma razilor efectuate au fost aplicate 1231 de sancțiuni contravenționale în valoare de 290.000 de lei, fiind ridicate în vederea confiscării cantitatea de 82.400 țigarete, 4 litri alcool, precum și 1230 de lei numerar. Valoarea bunurilor confiscate este de 46.100 lei, oamenii legii reținând 45 de permise de conducere și 11 certificate de matriculare. Aceasta este cea de-a patra razie organizată în județul Mehedinți de la începutul anului, ceea ce situează județul nostru pe locul întâi pe țară.